Continuăm emisiunea Cocktail, vorbim cu artistul fotografic Ion Tăbăcaru. Va fi expoziția sa a 20-a mâine la Villa Albatros. Este a 20-a expoziție personală a dumneavoastră, domnule Tăbăcaru, de la ora 14. Ora 14, asta vreau să se puncteze. Și aș vrea să punctăm și faptul că toți vizitatorii de mâine a expoziției trebuie să vă spună și la mulți ani, pentru că mâine este ziua dumneavoastră. Paradoxal este că nimeni nu știe acest lucru. Probabil deci eu n-am trecut nici în program, aflat. Nici în așa. Și cum să zic, data mea de naștere este puțin incertă. De ce? Pentru că în acte inițial am fost trecut 21 noiembrie. Am pierdut acest certificat de naștere. Mi-au dat un duplicat care a apărut pe 23 noiembrie. Și m-am dus la mama când trăia Dumnezeu să ierte și a zis, mama, când sunt eu născut? Și ești născut înainte de o mare sărbătoare. A fost o iarnă foarte grea, că înainte iernile începeau din noiembrie, nu din așa. Și taică-tu nu a putut să te ducă să te, la primărie, să te înregistreze și s-a dus cu 2-3 zile mai devreme. Și uitându-ne în calendarul ortodox și am văzut care e acea sărbătoare, e vorba de sărbătoarea din 20, sunt două, 20 și 21, și zice cu în ajunul acest mare sărbător te-am născut. Dumnezeu cu mila acum. Eu știu că sunt aici undeva, 20-23. A, nu știți exact. Nu. Dar v-ați hotărât ca pe... Am zis să 19-20 să fie... Pe 19 să aniversați. O să urmărim câteva, sunt câteva doar dintre fotografiile expuse începând de mâine la Villa Albatros, în această expoziție numită Clipe Efemere, și o să vă rog să ne spuneți povestea fiecăreia dintre fotografiile pe care le vedem. Da, acum. Expoziția se numește MIM. Fiecare expoziție va avea un titlu foarte scurt, sunt regulile Federației Internaționale, foarte scurt, maxim două cuvinte, dar care să exprime totul. Exact pe varianta o fotografie cât 1000 de cuvinte. Este dintr-un spectacol, nu mai rețin anul în care a avut loc. Mi-a plăcut foarte tare combinația machiajului și albul cu papionul negru. Fundalul este stompat în negru ca să pună în valoare albul. Deci am respectat, cum să zic eu, toate regulile artei fotografice. Este una din fotografiile care a fost se află prezentă în almanahul seniorilor. Deci e prima dată în România, acum 3 ani a avut loc, expoziția seniorilor, din artiștilor fotografi, deci toți cei care au titluri internaționale, s-a făcut la Târgu Mureș, cei care sunt trecuți de peste 60 de ani și paradoxal, în momentul în care deschizi albumul, este o fotografie de-a mea cu o fotografie de teatru. Da, o butadă moldovenească într-un spectacol gen Ion Crangă, este un spectacol al teatrului din Bacău, în care acțiunea se petrece într-un sat, un militar venit după front, care se vrea, eu știu, știți cum e cu Toboșare și cum erau și cu toate satele moldovenești și ardelenești, trebuia să anunțe lumea că se întâmplă ceva acolo. Își dorea foarte tare ca fata din spatele lui să-i devină soție. Ea îl persifla și îl trata cu neîncredere. Și a apărut această imagine care, uitați-vă și la expresie, faptul cum arată ea, cum arată el, momentul, fiecare o gestică. De fapt, fotografia de teatru este una dintre cele mai complexe. Și iarăși revin un pic la fotografia de teatru. Se zice, nu zic eu, zic cei care au experiență, avem 11 ani de festival de teatru, Vede Teatru la Buzău, cu jurii din diverse zone și la nivele destul de înalte, și care au zis, frate, ești unul din puținii fotografi de teatru care știi ce se întâmplă pe scenă. Și am zis, da, pentru că am fost suflor și știu ce se întâmplă acolo. Deci la mine orice declanșare înseamnă ceva. Deci nu e ca o fotografie în care stai ca la fotograf sau surprinzi ceva pe stradă și aici trebuie să surprinzi momentul. Trebuie să fii ca un vânător de... ca un paparaț. Aceasta nu este însă o fotografie. Este făcută la Villa Real în Spania. Un periplu al acestui pescar. Am foarte multe imagini cu el din diverse unghiuri. Era o zi mai capricioasă așa cu valuri. Pictură. Da. Foarte, mi-a plăcut foarte tare, i-a plăcut și lui, i-am făcut cadou. Frumos, o să vedem imaginile și o să vorbim
Mai puțin despre fiecare fotografie asta, pentru că aș vrea să vedem cât mai mult. Cât mai mult, am înțeles. Deci doar o sinteză. Da. Aici e același pescar, vedeți diverse unghiuri, apare o iolă de undeva, pentru că spaniolii sunt bogați, nu sunt ca noi amărâți, cu toate că avem și noi o zonă la Mangalia cu tot felul de iachturi și tot felul de iole și așa, dar, cum să zic eu, e cu lacăt la ușă, nu poate să intre oricine și așa mai departe. Da, un moment de aproape 12 ani, sunt fotograful unui club de dans sportiv. Aceștia sunt antrenorii clubului Imperial Buzău și Imperial Iași. Sunt antrenorii nepoatei mele, care este dansatoare sportivă. Este campioană națională pe an 2015, felicitări, la clasa 16-35 de ani. Da, am ajuns la fotografia cu Murano și Burano. Sunt două insule adiacente Veneției, foarte drăguțele, ca colorit. Italienii știu să-și vopsească casele ca și ai noștri din Ardeal, diverse culori. Și... Dar vedeți cât de bine dau. Asta e de la... Da, asta e Murano și alaltă e Burano. La Murano ne-am dus, am vizitat un atelier de sticlărie. Știți că cea mai bună sticlărie din lume este cea de Murano. La prețuri exorbitante, chiar. Am avut măștile, încep măștile, o imagine superbă. Aici, atunci a spus că ați uitat unde vă aflați. Exact. Și de ce erați de acolo? De ce? Pentru că, practic, cum să zic, pe toată piața San Marco și cu faleza apei, toată era plină numai de manechine. Apropo, măștile erau purtate de manechine profesioniste, nu de amatori. Deci toate știau cum să se prezinte, știau cum să... Și cum să zic, de un calm extraordinar. Adică, imaginați-vă sute... Aici tot de la Veneția, iarăși, mi-a plăcut foarte tare imaginea unor flori, pentru că, de fapt, simbolizează niște flori de primăvară. Foarte tare îmi place imaginea. Da, e o imagine de noapte. Iarăși mi-a plăcut, pentru că am delimitat foarte bine fundalul negru cu treaba aceasta cu alb și negru, foarte faină. De fapt, a făcut parte din expoziția din 2009, Măști Venețieni. Da, asta e o poveste foarte interesantă. Și ca un paradox, am luat doi melci de la Muzeul de Istorie, pentru că erau plini de melci acolo. I-am dus în Crâmb, unde am văzut cele ciupercuțele. Este mi-am aici făcut treaba. Crâmb făcută fotografia în Parcul Crâng? Da. Era noroi. Imaginați-vă că înseamnă un nebun mai în vârstă cu părul alb, care stă în genunchi și pozează nu știu ce. Oamenii treceau pe lângă tine și ăsta e puțin cu plecat cu scufița. Ce a fost interesant, că i-am luat din nou în cutiuță și i-am adus de unde i-am luat. M-ați nu i-ați lăsat de să unde? Se rătăcească nu, în nu, Crâng? Nu. Nu era mediul lor, nu era. Era aici tot în Parcul Crâng, o întâlnire între doi melci, de fapt melci pe care v-am zis că i-am luat și am... O întâlnire pe care ați programat-o, da? Am programat. O fotografie destul de frumușică de toamnă din Parcul Tineretului, foarte interesantă ca și colorit, cromatică. Cineva chiar azi m-a întrebat, dar acolo sub pod apare ceva galben, da, zic, e reflecția din partea din spate a lacului. Și pare foarte interesantă, trebuie văzută imaginea. Am vrut să, cum să zic, să... Aici e o dispută. Cei care sunt de la țară îți dau seama că și animăluțele și păsările au diverse probleme de rezolvat între ei sau între ele. Aici e fotografie de teatru cu una din, cum să zic eu, din... doi actori mari ai României, într-un decor fantastic. Imaginați-vă două tomberoane băgate într-o zgură pietrificată, iar respectivul domnul Besoiu uneori se punea și capacul peste în diferite scene ale spectacolului. Și îți dai seama, și mai erau, de fapt, în tomberonul din față era o doamnă, tot mare actriță româncă, deci ea era cu închis, el era cu deschis. Foarte interesantă. Într-adevăr. Da, Madame Fifi se numește fotografia, pentru că cam așa e sugestiv prin mișcare așa, de la teatru din Bacău, un gen de larte, un gen caragiale, foarte frumos și ca și culoare, roșu, galben și așa mai departe.
și tot felul de zorzoane. Aici, iarăși, arată foarte bine ca print. Este un spectacol al unor tineri actori de la București. În general, la festivalul de teatru, noi, în afară de spectacole care se joacă pe scena teatrului, scena de bază a teatrului, mai avem și în pub. Spectacol de noapte, spectacol de bar. Și am avut un asemenea spectacol cu măști, un gen de carnaval burlesc, ceva de genul acesta. Tot din același spectacol, e interesantă combinația, doi bărbați îmbrăcați în fete. Acum câțiva ani aveam în parcul tineretului, gheața era în, era a, Luciu înghețat, Ape era înghețat, iar aceste două lebede au stat toată iarna, au fost hrănite de buzoieni, printre care și subsemnatul, și mi-a plăcut să stau în preajma lor, pe lângă faptul că veneau la un metru, doi de tine, nu se mai fereau pentru că aveau nevoie să se hrănească, iar când se mai linișteau, se duceau undeva pe poșghița de gheață și veneau înapoi spre tine, spre zona în care e o gură de admisie cu apă, de venea de alimenta. Și acolo veneau pentru că nu era înghețată apă. Și știau că au mâncare acolo. Și este un fel de... Aici la un festival de folclor pentru tineret, pentru numai copii și tineri, se numește Junii Ardeleni, doi copii foarte frumoși, în costume populare, fețe tinere, frumoase. Asta iar este una din favoritele mele, se numește Taraf, este din panoplia Teatrului Țăndărică. De 3 ani fac, cum să zic, expoziții permanente în holul teatrului, când avem festivalul de teatru. Este un taraf obișnuit, iarăși o chestie burlească, se numește Pas în doi, ține tot de expresie, de mimică. Asta e pusă aiurea, trebuia pusă pe lat, dar nu asta e problema, îmi cer scuze că am avut ieșirea. De ce? Pentru că, practic, el e așezat pe jos și am lăsat special. Puteam să scot picioarele acelea, dar l-am lăsat, el va, ca să vadă că, într-adevăr, obiceiurile de Crăciun la 1 decembrie la Buzău, sunt băieți din Basarabia, au defilat în costumele astea îmbrăcați și, bineînțeles, că transpirat și aia în holul așa, s-au dezbrăcat și s-au așezat pe jos. Sunt minunate, minunate fotografii. Baba Hârca este tot din acel col. Aici, iarăși, îmi place enorm de mult, se numește Sat de Munte. Este din zona Siriu. Perioada de iarnă, arată superb. Iarăși, din zona lacul înghețat, cu reflexie nu prea aveau, iar acolo e un cătun din ăsta, de știți că la munte au acolo un sălaș, se numește, deci unde vara își duc vitele, duc orătăniile și se mai duc din când în când și le mai dau de mâncare, le lasă lip. Iar aici este una dintre, cum să zic, slăbiciunea mea, dacă vreți, între puținele fotografii în care am avut acces la o turnătorie, o topitorie, de fapt, nu știu dacă așa, a trebuit să cer voie să folosesc această imagine, pentru că este o firmă internațională de prestigiu și care acordul s-a acceptat, mi l-a dat chiar directorul general. Deci le-am folosit, a intrat în circuitul internațional, dar arată superb, e ciupit puțin de jos acolo, pentru că scânteile venite din cuptor erau peste el, au plonjat peste el și este în spatele lui, în spatele muncitorului. Și e așa ca o pleznitură. Minunate fotografiile și sunt doar câteva dintre... Din cele 80. Dintre cele 80 de fotografii care vor fi expuse începând de mâine, de la ora 14, începe vernisajul. Domnule Ion Tăbăcaru, a fost o bucurie să vă avem în studioul nostru și vă aștept să vorbim. Mai sunt multe de spus. Aș vrea să ne povestiți despre toată perioada pe care ați trăit-o la Teatrul din Buzău, dar aș vrea să vorbim și despre istoria fotografiei și despre perioada în care dumneavoastră chiar făceați acele fotografii pe film și așteptați să se developeze și era o cu totul alt fel de muncă decât ceea ce se întâmplă acum în fotografie. Aș vrea să invitați pe buzoieni pentru evenimentul de mâine. Pentru cei care își doresc vorba aia să simtă cu inima, cu sufletul și să ciocnim un pahar de șampanie, îi aștept cu cea mai mare plăcere mâine la ora 2.
la Vila Albatros, o vilă extraordinar de bine renovată. Bine, are două, au rezolvat problema sălilor de expoziționare, două săli foarte bine puse la punct. Că mai sunt și mici scăpări care trebuie rezolvate în timpul ăsta. Vorbesc de cantitatea de panouri care n-au decât 15, dar mie mi-au ajuns, adică suficiente pentru 80. Numărul este, cum să zic, de obicei, o expoziție bună începe de la 30 de exponate. Eu niciodată n-am făcut sub 60, pentru că am avut de unde. Iar cu această expoziție mi-a fost foarte greu să aleg. Am început de la 400 de imagini, le-am trecut la 200, am trecut la 100 și ceva și am rămas la 80. Ca să nu vă mai zic că una din fotografii, chiar aseară am modificat-o, o să o vedeți, se numește fluture, puncte, puncte de toamnă, pentru că sunt puse un fluture pe flori de toamnă. În mediu, cum să zic eu, și e o combinație de alb cu galben, cu el negru, cu picățele, foarte, foarte interesantă. Deci sunt foarte exigent și am fost foarte exigent cu alegerea exponată. Sigur, vor veni foarte mulți buzoieni și noi vă mulțumim pentru prezență, dar și pentru modul în care reprezentați Buzăul în lume. La mulți ani pentru mâine și mulțumesc, vă așteptăm. Mulțumesc mult, Româna, și oricând cu plăcere pot veni la invitația dumneavoastră. Sper să veniți în perioada următoare și cu fotografii din Santorini și Veneția, așa cum vă doriți. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit în câteva clipe. Colegul meu, Oraș Tăreacă, eu vă doresc o seară bună, la revedere!